Doctorul de partituri. Emisiune realizată cu sprijinul Casei de Avocatură Vasile Beleanu. Bine v-am regăsit, eu sunt Radu Mihalache, iar voi urmăriți acum Doctorul de Partituri, episodul cu numărul 21. După cum v-am promis încă de data trecută, astăzi vom povesti câte ceva despre impresionanta creație a lui Johann Sebastian Bach. Trăind în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cantorul din Leipzig a realizat o sinteză a stilurilor și a formelor muzicale dezvoltate în ultimul secol și ceva. Din multe puncte de vedere, Bach nu este un deschizător de drumuri, ci un personaj foarte bun la a trage concluzii și la a desăvârși ce s-a creat înaintea lui. El abordează aproape toate genurile existente, cu excepția notabilă a operei, scrie cantate și motete, cea mai mare parte a creației sale vocale se găsește în aceste genuri, lucrări pentru patru voci bazate pe coralul luteran, oratorii, lucrări ample dramatice care angrenează la oaltă orchestră, cor și soliști, diverse lucrări pentru instrumente cu claviatură, piese pentru vioară solo, concerte cu soliști, concertele brandenburgice, suite orchestrale și altele. Probabil că ați observat că alături de titlul unei lucrări bahiene regăsim adeseori literele BWV, nu BMW cum ar crede unii, urmate de un număr. BWV înseamnă Bach Werke Verzeichnis, care s-ar traduce catalogul de lucrări Bach sau ale lui Bach. Acesta a fost creat și publicat la mijlocul secolului 20 de muzicologul Wolfgang Schmider și grupează lucrările în funcție de gen, nu în mod cronologic. Bach a trăit într-o perioadă în care modalismul care a dominat Evul Mediu și Renașterea fusese aproape total înlăturat și înlocuit de sistemul tonal, dominat de doar două moduri, major și minor. Pentru a ilustra importanța acestora, dar și pentru a demonstra utilitatea noului sistem de acordaj temperat, invenția lui Werkmeister, vezi episodul cu numărul 18 pentru a afla mai multe despre acesta, cantorul din Leipzig scrie cele două caiete ale clavecinului bine temperat. Primul a apărut în 1722 și al doilea 20 de ani mai târziu. În fiecare volum regăsim 24 de preludii și fugi în toate cele 24 de tonalități existente și aranjate progresiv. Do major, do minor, do diez major, do diez minor, re major, re minor și așa mai departe. Preludiile au diverse forme, de cele mai multe ori libere, însă fugile respectă aproape cu sfințenie forma de fugă. Și care este aceasta? Iată. În bună parte, forma de fugă este împărțită în expoziție, episoade, reprize, adică revenire ale expoziției și într-un final o codă. Elementele constitutive ale expoziției sunt subiectul, practic tema care generează tot discursul muzical, răspunsul, adică reluarea subiectului transpus și dat altei voci, răspunsul poate fi real, fix aceeași structură mutată cu o cvartă sau o cvintă mai sus sau mai jos, sau tonal, atunci când melodia are în mare parte același contur, dar este alterată în așa fel încât să sune bine. Subiectului și răspunsului li se adaugă un contrasubiect, un material muzical nou care însoțește răspunsul. Expoziția se încheie atunci când toate vocile au terminat de expus subiectul. Episoadele sunt pasaje tranzitorii care dezvoltă materialul exprimat anterior și ajută la realizarea modulațiilor. Dar cel mai bine este, cred eu, să auzim și să vedem cum se mișcă materialul tematic în expoziția fugii numărul 16 în sol minor din clavecinul bine temperat. Clavecinul și orga joacă multiple roluri în creația lui Johann Sebastian Bach.
instrument solo, instrument solist în ansamblu, dar și motor al secțiunii de continuo. De altfel, chiar și în concertele pentru clavecin și orchestră, atunci când nu are părți solistice, claviatura nu se oprește, ci continuă să realizeze basul cifrat. O prezență atipică o are instrumentul în concertul Brandenburgic numărul 5, unde, deși teoretic este parte din grupul de continuo, are puternice porniri solistice. Lucrarea în cauză este un concerto grosso, așadar un concert fără un solist anume, ci cu un grup de soliști numit concertino, care face schimb de material tematic cu întreaga orchestră. Doar că, în acest caz, clavecinul lui Bach pare că n-are astâmpăr, ci ar vrea să ia fața tuturor. Și o și face până la urmă cu o cadență de o virtuozitate deosebită. Mereu mi s-a părut interesant cum cantorul din Leipzig a reușit să găsească un echilibru între simplitate și complexitate. În lucrările sale orchestrale, spre exemplu, părțile individuale, în general, nu sunt deosebit de grele, însă întregul are gravitate, este important. Ce să mai, este cu adevărat complex. E posibil ca acest echilibru să se fi născut dintr-o necesitate. Bach n-a avut mereu la îndemână cele mai abile orchestre și coruri. Adeseori trebuia să-și cânte lucrările cu elevii pe care îi îndruma. Și iată cum această limitare a dus la fabuloase inovații. Și cred că echilibru este termenul care descrie cel mai bine creația bahiană. Ea este emoționantă, plină de trăire și în același timp meticulos organizată și meșteșugită. Nu prea recurge la tehnici matematice în gol, obținând un rezultat sonor rece, cum puteam găsi la anumiți compozitori din trecut, precum Ockeghem, ci aproape de fiecare dată aduce în față frumusețea melodică, armonică și ritmică. Asta nu înseamnă că lui Bach nu-i plăceau puzzle-urile, ba din contră. Dacă aruncăm o privire asupra canonului numărul 9 din ofranda muzicală, putem observa că lângă cheia do de tenor, pusă la începutul portativului, avem și o cheie fa întoarsă. Asta înseamnă că autorul vrea ca tu, interpretul, să întorci partitura și să cânți ce rezultă, dar mai este un nivel la acest puzzle. Nu-ți spune când ar trebui să intre și celelalte voci. Deci va trebui ca tot tu să determini momentul armonic oportun pentru a începe. Chiar și celebrul portret al lui Johann Sebastian Bach conține o partitură, un canon triplex pentru 6 voci și... ce să vezi, și acesta este tot un mic puzzle. Dar iscusința sa de a jongla cu simboluri nu se oprește aici. În perioada barocului s-a dezvoltat o întreagă teorie a afectelor. René Descartes este responsabil cu elaborarea ei, iar Johann Mattheson a fost cel care a transferat-o în muzică. Așadar, diverse sentimente puteau fi lezne asociate cu mișcări melodice și armonice. De altfel, cam în această perioadă se codifică ideea care a rămas valabilă și astăzi, că modul major este unul vesel și modul minor este unul trist. În fine, atât în patimile după Matei, cât și în patimile după Ioan, cuvintele Dumnezeu și Iisus, atunci când apar într-o frază muzicală, sunt plasate pe cele mai înalte note. În același timp, ideea de păcătos este aproape invariabil ilustrată printr-un mers muzical descendent. Și iată cum, la doar o privire sumară, așa cum am făcut în episodul de astăzi, muzica lui Johann Sebastian Bach continuă să fascineze și să inspire pe atât de multe planuri. După moartea sa, cum era obiceiul timpului, creația sa a fost uitată. Mereu era căutată muzica nouă. Ce nou e bun, ce e vechi e perimat. E puțin amuzant să ne imaginăm că asta era mentalitatea standard în muzica clasică de atunci, o mentalitate aproape diametral opusă cu cea de astăzi. În fine, Bach a rămas totuși cunoscut de inițiați, să zicem. Haydn și Mozart studiind clavecinul bine temperat și alte opusuri pentru claviatură. Însă revenirea spectaculoasă a cantorului din Leipzig, devenind infinit mai popular decât în timpul vieții sale, a fost adusă abia de romantici atunci când Felix Mendelssohn a propus publicului în 1829 patimile după Matei. Și iată că de atunci și până astăzi Johann Sebastian Bach este venerat ca unul dintre cei mai mari compozitori din toate timpurile.
Cam atât pentru astăzi. Vreau să mulțumesc casei de avocatură Vasile Deleanu, care susține mereu emisiunea Doctorul de Partituri, dar și ție pentru că m-ai urmărit până la final. Nu uita că ne găsești pe Facebook și pe YouTube, unde ne poți da like, share și subscribe, știi tu, toată polifonia de butoane, pe TikTok, dar și pe site-ul romaniamuzical.ro. Pe mine mă găsești pe propria pagină de Facebook, Radu Mihalache. Să ne revedem și reauzim cu bine!